că, practic, fără excepție, cred, nu există o țară cu agricultură și sectorul agroalimentar important în Europa care să nu-și bazeze dezvoltarea sectorului agricol și agroalimentar pe ferma de familie. Sigur, se dezvoltă acum și agricultura societară, deci de societăți comerciale, de firmă, cum se spune, dar tot prin evoluția fermei familiale. Deci nucleul, până acum, modelul în Uniunea Europeană, modelul performant de dezvoltare a agriculturii, care să aibă și un impact asupra ruralului și a dezvoltării locale, modelul acesta este ferma de familie, agricultura familială. Și exact ceea ce lipsește la noi și ceea ce România n-a reușit să consolideze de 25 de ani.